Seara, dragii mei, vă spun din platoul nostru, seară bună, dragi români, și vă spun alături de invitații mei care ne onorează cu prezența și să-i prezentăm așa cum se cuvine. Este vorba de Ion Drăgan. Bună seara, Ion Drăgan. Maria Ghinea, bună seara, bine revenit. Ileana Lăceanu, Georgel Nucă. Să vedem dacă Ileana Lăceanu în această seară va deveni doamna Ileana Lăceanu Nucă. De ce? Ileana Lăceanu Nucă. Deci... Ai spus doar Ileana Lăceanu. Păi am zis să vedem dacă în seara asta va fi gata? E luată de mult, Ileana. E luată de mult? De un an de zile. Aolo. Eu am zis să stai lângă mine. Deci Maria Ghinea Drăgan? Fă încă o dată prezentările. Bună. Maria Drăgan. Maria Ghinea Drăgan. Hai că ai zis bine. Ai zis bine. Așa, așa. Așa. Ileana Lăceanu Nucă. Și Maria Drăgan. Drăgănel. Și Drăgănel Ghinea. E bine? Da, bun. Da. Mă mut în partea cealaltă. Aici nu prea am cum să cuplez, așa că văd treaba mea. Bună seara, eu nu ți dau. Bine ai venit. Ne bucurăm că ești în această seară. Da. Voiam să spun că oltenii la masa aceea și restul zonelor. Da, da, da. Ei, asta este. O fată frumoasă, Bianca Minea. Bună seara. Bine ai revenit, frumoasă fată. George Rotaru. Vai, de când nu l-am mai văzut eu pe George bună Rotaru. Bună seara, bună seara. Bine v-am regăsit. Deci întărim familia. Familia da, Nucă. Da, da. La un matinal, mai nu știu când, eu am crezut că ei chiar glumesc. Dar nu glumesc. Se pare că nu. Domne, noi nu glumim. Adică... facem, am făcut și câteva duete, avem cântece indiene, avem, vom face un album împreună. Și eu ce care, avem plan eu urman. Care mă gândeam să-i propun să facem, hai facem un trio indian. Păi, vorbeam să-i credeți, Georgel, pentru voi, astăzi. Pentru voi melodia asta, vă rog frumos, la sentiment. Mea preferată este așa. Lady. Care? Lady. Lady in Red? Lady in Red. Alege și melodie la mea. Magda, Lady in Red, draga mea, te rog frumos să pui pe fundal. Vreau mărioară de la Gorj. Ea vrea mărioară de la Gorj. Ea vrea mărioară de la Gorj. Hai că găsim, e mai bine. Românește, domnule. E dar o seară de iubire, o seară de folclor și ascultăm muzică românească, de da? De dragoste. Era frumos, dar eu continui să te iubesc. Cel mai bine, asta e, domnule. Mai târziu continuăm să iubim. Am pretenție la dumneavoastră să-mi faceți dedicație specială acest cântec cu Lady, pentru că este un cântec american. Cu asta locuiți în America. Cu asta deschid nunta. Așa, vă rog. O va cânta George Rotaru pe Broadway. Când va ajunge pe Broadway, o a capela, așa. Da? Da, încerc, cum zic eu, vedem. E bine. Liliana Giapana, bună seara. Bună seara, bună seara. Bine ai revenit. Liliana Giapana Rotaru, să spunem pentru... bun! Așa. Bine! Bun! Pentru că piesa lui George este piesa mea preferată. Care? Este piesă de suflet, dar eu continui să... Vezi că e și a mea. Acela aici este să un ne real șlagăr, să știi, și da, tot respectul tuturor. Pentru George. Cum a tuturor, Dora noastră? Nu mă interesează, la tine e Lady in Red. Auzi? O când pe rând pentru fiecare. Ia uite aici așa, la Ileana. O adevărată mireasă. Este inelul dat de mine. Nu, ia uita și inel. Manicură, băi. Ai, mă uitat la inel. Și ce semnifică pietricelele acele? Sunt o doamnă venită de curând din America. O doamnă? Și cum a fost? Da, bun. Cum a fost, măi, în America, Ilenuță? Da, deci, ia uitați-vă, stați la început, Drăgan. Să fac aici. La microfon, ia. Hai zi, Drăgan. Ce semnifică? George, ia zi. La matinale am spus good morning. Good bye. Goodbye, Și acum mai spun good evening. Good evening, lady. Lady in red. Goodbye rămâne, auzi, goodbye rămâne valabil oricât. Mai e vreo variantă? Lady in red. La care? Da. Te bună, cum zic? Good night. Good night. Aia după cum ce ai plecăm, aia când bună. Se termină emisiunea, spunem ladies and gentlemen, good night. Asta o știu din avion. Ia zi. De ce? Din avion. Ai dormit? Nu, dar ne vorbea și nouă acolo cineva. Dar am înțeles că deja ai găsit un american, gata? Îl trădezi, stai. Măi, dragă, eu am vrut să vă duc în eroare când am pus acea poză pe Facebook cu americanul, dar este un român. Da, lasă-ne! Lasă-ne! Mărie, zi tu adevărul. Ia zi. N-a găsit niciun american, că o omoram dacă lăsa pe George. Păi de ce?
nu cred. Nu mai găsește ea bărbat ca mine, vă spun eu. Frumos, a lăsat-o și a făcut bucătar. De cap. Și a făcut deci, de cap în America, în Spania. Face ce vrea ea. Adriana, da. Spune. Ăștia vorbesc, dar ei nu sunt în cauză. Deci Ileana pe 26 și 27 mai a cântat la Los Angeles. Ca să se știe, a făcut 14 ore cu avionul din Turcia până în Los Angeles. Da. A crezut că mi s-au umflat picioarele. Așa? Și pe această cale, poate se uită la noi. Cu siguranță. Așa? Vreau să salut toți instrumentiștii care au cântat cu mine. Au fost instrumentiști de la Maramureș, de la Moldova, din Craiova. Toți au cântat la unison cu mine și muzica noastră populară a fost dar auzită recunoaște, în tot. Nu te-a cerut niciunul de soție. N-am avut timp, că n-am stat decât... Scurt, acum trombonez la mine, scriu pe Facebook. Deci înseamnă că trebuie să te reîntorci în bineînțeles, America. Bineînțeles, am viza pe 10 ani, care-i problema? Georgel, mergem cu ea. Și în afară de toți instrumentiști. Cum adică că nu m-a cerut nimeni? Voi vă tot puneți să o ceară nu știu cine, nu știu ce. Eu sunt cel dragă lângă tine, glugă de coceni. Vreau să mai mulțumesc deja a luat doamnei Dorina alura. Manga, care m-a invitat acolo, și bineînțeles familiei Mărgineanu, care m-a cazat și s-au purtat cu mine ca și cu un bebeluș. Deci super oameni români de-ai noștri care... Uite, ce vreau să facem acum. Așa. Vă rog să vă ridicați sus patru picioare. Hai, vă rog frumos, cupluri, da? Doi cu doi, da, vă rog frumos. Avem o surpriză pentru voi. Ca să nu mai fie Georgel supărat, draga mea, du-te lângă Georgel, iar tu vine aici. Noi vom deschide această seară cu un dans de dragoste, o melodie preferată Ilenei Lăceanu. Haideți să ascultăm. Ilenuță, vină lângă Georgel, te rog frumos. Hai, haideți. Mai tare aici în platou, că nu se aude nimic, vă rog frumos. Hai, mai tare. You have made my life. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for evermore. Hai să ales. Eu nu trec peste George, nu. Ba, da, bă, da, bă. Nu trec Georgele peste tine. Nu. Ce ați făcut, mă? Eu chemasem un alt Georgel. De ce? Care era problema? De ce? El trăiește în America, simte... Și vrei cu el să dansezi, da? Vino cu acești Georgel, adică dansezi cu mine. Mea colegă. Poate în schimb, da? Mai da. Adecvat știți, pentru... Știți pasul. Știe pasul. Hai, vă rugăm Georgele, frumos. Georgele, te rog să... Și mai tare în platou sunetul. Te frângi mijlocelul. Să te comporți Georgel, vino lângă mine. Să te comporți cu mine la matinal. Vreau să-i admir. Auzi? Să te comporți, Georgel. Hai! Să vă ascultăm. Hai să ascultăm această melodie de suflet. Să te comporte cu mine la matinal ca și înainte. Bine, dragă, la mine de suflet, la tine de dragoste. Bine, hai de dragoste. Hai, împinge-te. Hai, vă rugăm. Ai îmbătat? Le-am zis. I'm your light shining on me and I love you. You have made me what I am. I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for evermore. Așa mi-a spus Ileana Lăceanu. Am învățat, domnule, cât a stat în America să și danseze, dar tot cu ochii la Georgel nu că erai. Să știi că te-am văzut cu coada ochiului. I-am așa spus că... să învețe și el pașii. A învățat cu mine pașii. Da, 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 da. Știi, Ileana, nu vreau să te supăr că tu ești prietena mea, dar știi ce îmi spun vecinii mei? Te rog frumos, Maria, am văzut cât de bine te potrivești cu George Rotar. Da, așa e. Eu zic...
să jucăm chiar acum, după cum ne cântă Maria Ghinea. Lansață, știi? Chiar dacă eu am fost plecat de atâția ani din țară, aproape 30 de ani, în superba Californie, Los Angeles, apropo. De când ai lansat, să știi, mi-ai plăcut dintotdeauna. Păi, și îmi place în continuare. Drăgani este prietenul meu de 1000 de ani. Mă, dar mai lăsați-mă cu atâtea declarații și cu atâta dragoste. Dar dumneavoastră sunteți altceva. Maria Ghinea, să te ascultăm. Hai, da, să jucăm după cum cântă Maria Ghinea. Domne, i-am dat florile și ca să vedeți că eu o iubesc din tot sufletul meu și că nu mint când spun că nu pot să trăiesc fără Ileana. Ileana, respirația mea, aerul frumos. Meu, zâna mea, păpușa mea. Uite, ca să vezi cât vine eu la tine. Drăgane, vorbește un om îndrăgostit. Mergeți puțin mai încolo, vă rog frumos. Așa, vă mulțumesc. Ileana, du-te lângă Ileana. Ca să vadă toată țara românească că eu te iubesc pe tine. Să știi că m-am consultat cu Liviu Vancea, colegul nostru de Giga de Montaj. Care e Liviu Vancea? E la regie acolo. Așa. Cu el am ales acest inel. Nu, păi e coclită. Cum e?
Băi, Bancea, ce mai bun să fac? Păi tu nu vezi că, uite, e gri. Păi toate culorile. El mi-a zis că dacă o cumpăr, pasă, se schimbă după starea ta culoarea. Ileana, este un inel care se schimbă în funcție de stare. Nu-mi place, eu sunt de la munte. La mine nu se poartă astfel de verighe. Americanii spun fake. Fake, da, fake. Fake, e coclitură toată ziua. Mai am vrut să văd cum reacționez. Atenție, am vrut să văd cum reacționez. Dacă te ajut eu, dragă. Dar nu ăsta este, de fapt. Ăsta este, uite pentru tine. Ia uite, cu piatră. Poftim. Deci ăsta era. O, pentru soția mea. Stai, nu-l luam încă. Curriță, ai mâncat sufletel. Nu, e folosit. Hai, ține mânuța, te rog frumos. E strâmb. Lasă că-l întreb tu acum. E din haur de clanță. E strâmb? E strâmb. A, a, a. Gata. Cum e nu e al meu? De la cine îl luași că te jura? E veritabil, da? Da, Georgel? Hai, pune-l pe deget. Pe deget, Ileanuță? Ileana? Nu, înseamnă ceva. Ce înseamnă? Păi înseamnă ceva iubirea din partea lui către tine. Nu, că ai mai făcut. Și răspunsul care e, draga mea, Ileana? Scenariul ăsta l-ai mai făcut. Fii atentă. Inelul ăsta este ales de surioara ta, de Pisi. De Pisi, da, o refuz pe Pisi? Da. Asta a făcut și Pisi. Da. Dă-i tu în... Păi nu, tu trebuie să-l oferi. Nu face asta. Nu? Păi tu ești nebun, eu iau de nevastă, tu iei de nevastă. Păi da, da, da. Vrea să-l ia de la mine? Că zice că e folosit, că e strâng, că e nu știu cum. Hai, te rog frumos, Ilenuță. Hai, pune-te în genunchi, așa poate vrea. Așa. Ilea, iubirea mea. Zâna mea. Pușa mea, dragostea mea. Te rog să primești ești inelul ăsta. Ești prea insistent. Dacă tu vei lua inelul ăsta de la mine, vei trăi ești toată viața fericită. Ești prea insistent, nu-mi place avea, de tine. Vei avea numai soare, nu numai lumină. Vreau. Nu te vreau. Convinge. Dacă nu vrea, ce să-i fac? Nu, ba da, nu, păi așa cum ești o femeie. Nu, lasă cum cuceresc eu. Mă, nu te place, mă, nu te vreau. Ileana, dă-mă... Dă-i mâna, tu să ridice omul. Eu... Nu vreau Ileana să mă ridice. Ridică omul, hai! Ileana, te rugăm frumos. Bă, te lasă la moarte. Nu cred așa. Eu nu mai plec de aici. Dacă Ileana nu mai ia de bărbat, nu mai plec. Băgați cântecul, lăsați-l aceea. Da? Ileana, lăgeam, nu-l ascultăm. Hai! Stai aceea. La-la-i-la-la-i-la. La la la, să vezi de joc cu băieți, la 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 la, stai a
minte. Am trăit așa ușor, numai cu dragostea lor, numai cu dragostea lor. Am trăit așa ușor, numai cu dragostea lor, numai cu dragostea lor. Cine viață n-a iubit, ăla umăr e cu, cum naiba de-o fi trăit, ăla umăr e cu. Că eu m-aș lăsa de toate, dar de mândre nu se poate. Că eu m-aș lăsa de toate, dar de mândre nu se poate. De mândruțe tine grele, popale are nei ca pe ele, că mi-au făcut zile grele. De mândruțe tine grele, popale are nei ca pe ele, că mi-au făcut zile grele. De-ar fi să mor într-o noapte, rău umăr e cu, să vină mândrele toate, rău umăr e cu. Câte una să mă plângă, că le-am iubit să-mi ajungă. Câte una să mă plângă, cât le-am iubit să-mi ajungă. După ce nu-i mai fi eu, să le ajute Dumnezeu, măi, că nu am fost băiat rău. După ce nu-i mai fi eu, să le ajute Dumnezeu, măi, că nu am fost băiat rău. Ăla umăr eu, un alt cuplu în această seară, Maria Ghinea Drăgan și în Drăgan, luați loc, vă rog frumos, cuplu frumos din această seară, vă mulțumesc. Acum gata, ne revenim și noi, da, pentru că voi chema o fată frumoasă, o fată talentată, care vine din nou la Etno TV. Din câte am înțeles, a terminat deja liceul. Acum, ce fac? Mai are puțin. Nu contează, domnule, când va termina liceul, eu sunt curioasă la ce facultate vrea să dea. Dacă va fi jurnalist, dacă va fi colegă cu noi, nu contează, dar știu doar atât că o cheamă Bianca Mine. Și îți spun și eu binevenit, ești tare frumoasă, ca de fiecare dată. Am văzut că fredonai melodia lui Ion Drăgan. Nu aveam cum să nu fredonez așa melodie frumoasă și cunoscută. Ce zici de cuplul acesta? Se potrivesc? Da, foarte mult. Foarte mult, nu? Mai ales Georgel cu Ileana, nu? Se potrivesc? Aha. Două cupluri frumoase. Două cupluri frumoase, domnule, cum să nu? Cu plăcere. Uite-i, domnule, deja se țin de mâna ai mei. La nuntă. Da, mi se pare cunoscut inelul, da? Da. Ce faceți, vă copiați acum? Ce faci, Georgel? Ce caută inelul acolo? Să știți că dacă n-am vrut să ia inelul Ileana, i-l-am dat lui Drăgan și Drăgan i-l-a oferit iubitei. Bravo, no, uite, bravo, felicitări. El a făcut treabă, bravo. Doamne, sunt mândru de tine, mă bucur pentru succesul casă tău, Ioane. Casă de piatră, oameni frumoși. Vă mulțumim din suflet. Asta e, trădare, trădare și iar trădare. Da, de trei ori trădare. Dar, Bianca, pentru ce te pregătești? Ce facultate vrei tu să urmezi? Jurnalist sau psihologie? Exact ce am zis. Așa. Psihologie? Și... Da, de da? Ce vrei să-i chem pe oamenii ăștia la tine la cabinet să vezi dacă sunt bine? De ce nu? Mi se pare interesant. Eu aș vrea să fiu normală, dar nu-mi dați voie. Eu am făcut eforturi, m-am străduit. Pe bune? Pe bune. Ca să sau ca să nu? Uite, vezi, am pus-o în dificultate, ați văzut? Dragă, ca să toți, fie artiștii, bine, să nu fie rău. Toți artiștii au un gram acolo de nebunie. Ca da, dar cred că la noi s-a dus gramul ăla. Așa e? Da. Păi avem și noi o vârstă, ne permitem. Normal. Când eram și noi de vârsta ei, și noi eram mai cuminți, e adevărat. Da, Biancuța, ia spune. Bianca, într-adevăr, este o fată cu minte, o fată cu voce deosebită. Cine cânti în această seară, Bianca? O să vă cânt o piesă... pentru toți telespectatorii, am plecat de jos în viață, dar nu este pentru mine, este pentru nașul meu, domnul Haralambie, și pentru toți cei ce se regăsesc în ea. Vă regăsiți? Păi da? Da? Păi a zis titlul, măi, am plecat cu toți de jos din viață. De jos în viață. Păi, da. Bun. Da? La cine? La ei? V-am găsit naș! Eu nu Sidou și Liliana Japana. Nu. Liliana, ești tu lângă noi. Bună seara. Ia să vorbim, domnule, și cu Liliana. Bună seara, bună seara. Nu, nu, la de asta. Nu, nu. Nășit, nu. Nu, la nășit nu te bagi? Dar, ca să-mi găsesc și eu niște nași bogați, da, de ce nu? S-ar putea.
Da? Păi, da. E cu domnul George, da. A, cu domnul George? Sunt din America, da. Cred că... Gata, da, da, ia microfonul. Sunt din America. I-a bătut șaua. De la Miami, de la... Nu știu. Deci apă... Da. Da. Deci, Lili vrea să-și cumpere avionul sau să primească, mai bine zis, un avion, nu? Oricum, da. Oricum spre să sfârșitul... Zboare Las Vegas. Spre sfârșitul emisiunii, toate așa. Lucrurile se vor aranja. Da? De se, ce? Se, poți să vedeți? Punem în balanță, așa? Nu, se va aranjează bine. Adică oamenii... Deci vom avea cupluri nași, exact. Domnișoare de onoare. Se găsesc. Avem. Domnul Ionuț Sidău i-a aranjat deja. Da, da, da. Sau lângă Ileana. Acum eu nu mă bag. Puțin. De ce îl marginalizați? Nu i-ați adus și lui pentru că are iubită. El o are. Uite. A, da. Da, uite, e luat. Îți place? Sunt false cale tale, sunt adevărate. Nu cred. Ileana, ce ți-a zis? Nu, eu am ținut cu el, dar... Acum să nu fii geloasă, că... Na. Că nici luat... eu nu sunt gelos pe Georgel, pe cât ai tu... Câți americani ai fi avut pe acolo, până în Los Angeles? Doamne, la cât ești de frumoasă și cum cânti? Auzi, apropo de cât e de frumoasă, la sfârșitul emisiunii nu se știe dacă stați mult acolo amândoi. Stați mult? Suntem caractere puternice. Ileana face așa la televizor, dar Ileana, soția mea, este o fată de excepție. Ce-mi place că visez cu ochii deschiși. Decât pe mine mă vede. Da, da. Iubirea mea, zâna mea, vezi că te-am scos. Eu chiar sunt de excepție, dragă, dar voi mă denaturați. Ileana, cum, care sunt versurile din melodia aceea cu primarul? Cu primarul? Da. Altă dată. Care? Primarul în funcțiune sau cel care a fost? Cel care a fost. Cel care a fost. Am un cântec, cred că o să-l fac. Da. S-ar putea să-l fac, dar nu, că, mă rog... Mergem la am psiholog. Un cântec pentru foștii primari. Pentru foștii primari care nu mai sunt în funcțiune, da. Care au fost înlăturați, da. Așa, și este cam așa. Neică primar când erai, șapte mândruță iubeai. De când părul s-a rărit, mândrele te-au părăsit. Refrenul este așa. Cântă-l, cântă-l. Da, păi nu. Poezisim și noi. Nu te refer la mine. Ha, păi dar să uită la tine, asta e. Nici n-ai candidat? Nu am voie. Lady, sing. Hai, ia cântă. Mândrele ce le-a iubit, merg cu capul în pământ, că acum li rușine și de lume și de tine. Eee, bine! Bravo, Ilenuță! Păi eu zic să mai ascultăm o melodie, da? Să mai jucăm, să petrecem până vedem noi cum se definitivează aceste cupluri. Da, 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 se aranjează, că tot în viață se aranjează. Bianca, să te ascultăm.
V-a spus că e frumoasă, e talentată. Dacă va face și facultatea de jurnalism, a noastră va fi. Bun, eu spun doar atât, George, că nu e bine să-ți faci iluzii în viață, să știi. Nu, dar sunt dezamăgit în seara asta. Trebuie să mă gândesc foarte bine ce am de făcut. Cred că rămân tot cu Cristina, că Ileana văd că n-are niciun gând serios. Suspans. Ne va cânta George Rotaru, domnule. O melodie inspirată din această situație care vreau se întâmplă în această seară, nu știu ce. O melodie ce cu totul specială pentru cuplurile din această. Ia e de bine, da? Iluzie. E de bine, și e nu de prea. Dar este și pentru soția dumneavoastră Liliana Giapana, Rotaru? Da, da, da. Da. Este și pentru Liliana Giapana, Rotaru. Nu. Nu. Nu că o să nu că. O să vedeți despre ce e vorba, da? George Rotaru! La carave, vis doar
ce arde pentru mine. Doamne, măi băieți, mă. Deci cum să iubesc eu așa om? Da. Gata, s-au destrămat cuplurile. Eu vreau să le spun ceva telespectatorilor. Dom'le, cum ar fi să ai acasă o, nu știu, o soție, o iubită și să facă figurile astea, cum face Ileana? Cred că ar zice bărbatul ăla, da, du-te și lasă-mă. Măi, da, du-i a spus. Pisi, de când ai fost în America, vedeți mă ce zici, zici să-ți lași, să-ți lași iubita. Gata? Să plece în America, să îi faci toate microfon. Poftele. Uite cu ce aere se întoarce. Știu de cine îi place, dar nu... A, de tine. Adevărul că n-am fost, Adriana, n-am fost nu am fost doar în America. Vineri și sâmbătă, care a trecut, acum o săptămână, am fost în Spania. Hola, muchacho! Mă, știți de, da. Știți de ce e supărată Ileana și de nu vrea ce? Să accepte inelul? Pentru că eu nu vreau să fac nunta unde vrea. A zis unde că vrea? Ea vrea și dorește foarte mult să facem nunta în Kosovo. Oh. Eu nu vreau. Kosovo? Eu vreau la noi la țară, vreau la, la ea la Novaci. Nu mai, nu. Nu-i la Novaci. A, la Krasna? Și eu credeam că în India, în India pe la bombe, mi-ar, George, așa, nu? Deci mi-ar plăcea, pe la bombe, cred că e țara că pe da. Care aș vrea să o văd. Da. Ileana, și în loc de porumbei să se arunce cu grenade, nu? Am porumbei în podul casei, nu știu cum să mă scap de ei. Am înțeles. Rog. Fiți atent. Dacă avem timp în emisia de astăzi, da. Avem și duete. Avem nu, cântece indiene. Eu dintr-o... nu am dragă indiene. Cu tine. Nu m-am mai hai, dragă, să ne, arăt, da. Să ne arătăm. Bun, și noi talentul. Ce mă luați cu forța dacă eu nu vreau? Trebuie să vrei. Păi, nu, nu există, George, nu știu, nu pot, George, nu vreau. Ca să o cucerești pe Ileana, vei cânta cu George Rotaru în India. Nu, cântăm toți trei. Toți trei. Da, da, da. Uite, vezi, gata. Hai. Măi. Merajuta e japani, epăt lung inglistani, săr pe la alto. Hai, bagă, bagă. Hai, hai. Inchikidana, inchikidana, deni o perdana, inchikidana. Inchikidana, inchikidana, deni o perdana, inchikidana. O e pe Ileana. Zi așa. Aia o știa. Pare de mirăhnedo, pare de nautao, pare de mi... Hai! Tao, domnul George, cântați-mă pe aia cu I love you, cu te iubesc în toate limbile. Da, aia o băgăm așa. Ich liebe dich, I love you, oh je vous aime, I love you, io ti amo, I love you, eu vă iubesc, I love you. Te amo. Cam așa e. Mă, i-a ascultat-o și pe soția mea, vă rog, deci, George Rotaru a cucerit-o pe Ileana. A cucerit-o. Da. Ia zi, păpușe, și tu, cu glasul ăla de ciocăniță, zi, pisi, să te vadă lumea că știi și muzică indiană. Ia zi. Ia, Ilenuță, hai. Ia zi, te rog eu frumos. De ce? În chineză, auzi. Nu pot pentru că am cântat într-o altă emisiune și încă nu s-a difuzat. Păi, nu când și ai cântat în emisia aia, cânti altă piesă. Nu știu decât un cântec. Aia. Ia uite, sună iubitul. Da, e gata iubitul. Nu contează. Nu vrei Ilenuță pentru noi, hai, așa, zi, pentru cei de acasă? Hai, puțin. Nu, de data... Hai, aplaudați, vă rog frumos. Hai. Ileana! 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 Nu vrea, domnule! Hai, mă, că e fițoasă de când am venit din America. E fidelă, mă, e fițoasă. E fidelă. Păi, da. E fidea, fidelă. Nu, sunt figurantă. Aaaa, ne lași. Deci vă rog, haide să mergem să-i lăsăm. Da. Ce părere aveți despre fina dumneavoastră? Numai puțin, ce părere aveți? Că e foarte figurată. Nu este fițoasă, așa. Este supărată. Caută de o viață un bărbat. Nu e adevărat. Nu este adevărat, eu nu caut. Pisi, nu noi am zis. Vreau să te scot, pisi. Nu vreau nici bărbat. Da, nici ce vrei? Nevastă, nu vreau nimic. Dar ce vrei, pisi? Ileana, dă-mă cu pumnul masă. Nu vreau nu, nimic. Că sparge. Băi, ați măritat-o pe Ileana, ați făcut-o cum ați vrut. Eu sunt și femeie și bărbat. Puternic. În adevăratul sens al cuvântului. Da. Deci vreau să vă spun că eu sunt o femeie puternică, în adevăratul sens al cuvântului. Deci la 6 am plecat din aeroport din București, da. Și la 7:30 eram la, cum se numește localitatea? Stâlpul. La Stâlpul în Buzău, la spectacol. Și am cântat live. Să înțeleg că ai avion personal. Vă salutăm, domnul primar, de la, de la Stâlpul. Stâlpul. De la Stâlpul, un domn primar. De la Paris. Am fost cu Pisi împreună. Cu Pisi. Deci, dovadă. Da. A plecat și m-a lăsat singur acolo. Bravo, Pisi. Nu putea să cânte mai mult. Bine ai făcut. Am lăsat-o pentru că doamna primar și domnul primar o așteptau și am zis să nu cumva...
să o eclipsez. Ia zi, Lilișor. Voi n-ați înțeles un lucru, că vă certați aici de la începutul emisiunii. N-ați înțeles, eu am înțeles ce vrea Ileana. Libertate. Ileana vrea libertate, vrea să se plimbe în America, dragă, Spania, Dubai, bravo, Italia, bravo. India. Nu mă mai căsătoriți cu forța, dragă. Portugalia, eu plec singură în America, plec singură în Georgia, Spania, îmi pare rău de trebuie tine. Să schimba strategia. Da, mă, ea vrea să fie singură, dar pune capul pe umărul stâng, pe umărul drept, pe piept, pe ăla. Se folosește de tine, nu te-ai prins? Cum? Se folosește de tine. A, te folosești de mine? Da. Nu este adevărat. Eu am plecat din emisie. Gata, bun. Hai să vă cânt eu până atunci. Liliana Giapana. Bye, 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 bye.
Ghinea, drăgașii. Te vede muma, consolează. Fii atent. Hai, zi. Voi amândoi pe terță, iar înjiți voi pe terță. L-am părăsit. L-am părăsit. Eu l-am părăsit de mult, dar tot degeaba. Dar de ce Maria m-ai părăsit? Pentru că de ce? Vreau să merg și eu în America, dacă tot Ileana spune că e atât de frumos. Păi, se duce Japana. Știi de ce te-a părăsit Ileana? Știi de ce l-a părăsit Maria Ghinea? Vă spun eu, ia ascultați-mă. Pentru că Maria Ghinea nu mai are fluturi. Fluturii sunt aici. E luat tu cu plasa pe toți. A, da, mai? Ce ai făcut, Georgel? E luat fluturii? Nu, deci, dragă, i-am găsit pe masă. Păi ne-ai stricat sunt de a Ilenei Lăceanu. Georgel, da, da. Păi ce are fluturii mei sunt pentru altcineva. Uite, Georgel, poți să zici așa. Eu pup poala popii, popa pupă poala mea. Eu pup poala popii, popa pupă poala mea. N-am zis bine? Mai repede. Nu, mai repede. Mai repede. Ia, Dragan, hai tu. Eu nu pot, mama. Eu pup decât pe Maria Ghinea. Eu pup pe Maria Ghinea, eu pup pe Maria Ghinea. Eu pup poala popii, popa pupă poala mea. Eu pup poala popii, popa pupă poala mea. E bine, gata, lasă așa. Hai. Maria, nu zi prostii. E prea greu. Și decât să fac vreografă, mai bine îl las pe domnul Georgel. Nu e coerent, am observat eu. Nu e coerentă. Păi spune pe toți dacă e pis. Păi toți? Hai, zi. Eu pupă. Stați puțin, domnul Rotaru a zis, ia să vedem, drăgan. Eu nu am spus. Mai nu fii acum. Eu pup poala popii. Popa pupă poala mea. Popa pupă poala mea. Bine, hai Lili, repede. No, eu nu pup poala popii, mă rog. Nu prea mă duc la biserică, așa că... Ia zi, dicție, hai! Eu pup poala popii, popa ar vrea să pupe poala. Ia, Ilenuță, tu ești acum, hai! Ba, da. E foarte serioasă. Hai să-i... Să... Eu sunt o femeie dar decentă. Dar nu ești corectă, pentru eu că... Eu sunt o femeie decentă. Nu intru în astfel de... De ce? De provocări. De capcane, nu. A, ea nu pupă. Aceste jocuri de cuvinte, da, nu, ea se abține. Nu. Bineînțeles. Exerciții de dicție. Degeaba încercați să mă corupeți. De ce? Dar din engleză. Nimeni, cine te corupe? No. No. Ce vei ce fiți are? Eu nu zic rău. Sorry. Hai. Eu nu spun, nu zic. Nu că mă încurc, mă pe bun. Eu vreau să cânt, dacă se poate, că mi-e rândul, nu? Dacă se poate, ce vrei să spui altceva? Să cânt, să horesc. Eu am o femeie decentă, am o femeie frumoasă, am o femeie deșteaptă, o femeie credincioasă. Următorul meu cântec va fi Nu vă încredeți în nevastă, că de la drac are o coastă. De cum îi moare bărbatul, a și pus ochii pe altul. Ia uite, na. George. Da, dar eu știu că o las pe mâini bune pe Ileana. Da. Nu-i mai fi eu. Abia aștept să scap de el, să înțeleg, nu? Nu e adevărat. Da. George, l-ai grijă. Ileana mă iubește, dar voi nu știți. Ea face așa la televizor. Un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc. Hai! Un vultur stă pe pisc cu un pix în plix. Am zis, nu? Cu un pix în plisc. Da, m-am zis. Cine? Ia să vedem cu cine merge mai departe. Georgel! Păi eu nu cânt? Ai, Georgel. Nu. Pentru că am fost refuzat în această seară și nu mi-am putut îndeplini dorința mea să ofer inelul, am să cânt Asta a dus dragostea noastră. S-a dus dragostea noastră, Georgel. Vedere! Mult te-am iubit.
ce-au băgat ceartă între noi, mă. Rămâi mândră, sănătoasă, că de tine nu-mi mai pasă, of, of. Rămâi mândră, mea cu bine, nu te mai vreau lângă mine, of, Thank you.
Crăciunul și ajungem la Paște. Un om se mai duce, altul se mai naște. Ca un tren în viața centruna ne plimbă. Și în timp ce merge, lumea se tot schimbă. Mai coboară unii și alții se suie. Trenul vieții merge și întoarcere nu e. Bianca, mine! Ia zi, Ionuț, că am văzut că ai pus repejor mâna pe microfon. Păi, cred că trebuie să cânt, nu? Cucerit sau? Da, da. Păi da? Nu. A, bun, Georgel perfect! N-are nicio șansă, Georgel, nu te spăra, Georgel. Dar are noroc că eu sunt arvonit deja și s-ar putea să, încerc din nou. Oricum, n-am de ce să mă supăr, cel mai mare defect al meu este că sunt prea frumos și al doilea este că mor toate femeile după. A, bun! Și că, și că ai toate solistele frumoase în emisiune la tine și dimineața. Și al treilea defect este că știu să ghicesc și în palmă, dacă nu aveți încredere. Palma. Dați palma aici să ghicesc. Nu mă las ghicit. Hai, uite, ia ghicește. Vă rog, vreau să mă concentrez. Mie mi sunt rezolvate problemele. Nu vreau să au nici pâs în platou ca să mă pot concentra. Dar vorbesc foarte serios. La stânga sau dreapta? Nu, dreapta, cu dreapta. Zi tare. Doamne, unde e soarta mea? Păi nu vrei să afli soarta? Cum nu? Zi tu. Păi tu zici, tu că tu zici. Zici că e palma ta. Zi, dragă, mă. Hai, păi nu pot ca să răspunzi. Să mi se arate. Păi trebuie să-i spui. Linie, ce să-ți se arate? Zi, mă, Doamne, unde e soarta mea, să vedem cu dacă se schimbă liniile. Cum? Nu zic. De ce? Nu vrei să știi unde e soarta? Are o soartă bună, Eliana. Nu? Zi, mă, Doamne, unde... Zi, Ionuțe, tu. Eu nu vreau, că eu sunt mulțumit. Eu sunt foarte mulțumit de soarta care am. Nu am nicio... Întreabă pe Drăgan. Nu, că el, nu. Este la el care... are soarta lângă el acolo. A, da, care au lipse, care au probleme. Consoarta. O are consoarta. Vezi acolo. Vezi de ce oamenii buni n-au noroc? Dacă n-au încredere în ce spun eu, asta este. Treaba ei. Ei spuneam acum un adevăr. Știi... Ia o gură de apă. Georgel, apă-i dai tu, Georgel. Cum? Apă. Pe ce să-i dau? Păi ceva, un zaibă. Îi dau ceva la restaurant când plecăm după emisie. Avem noi treaba noastră, mergem diseară acasă. A, da? Acasă la cine? Mie îmi plac creveții. A, gata, iar. Îi plac creveții. Nu știu ce să ia creveți? Auzi, cât de mult. Că vine din America. Să vede pe ea. Alo. Când ai dus în America, vreau creveți, vreau scoici. N-aș putea să fiu o astfel de șoferiță, te înșel. Vezi de când a fost plecat în America? Vrea creveți. Da. Icre de Manciuria. Spune odată ce semnifică unghiile astea. Icre negre. Nu semnifică nimic. Venirea ta din America. Sunt o creație a unei fete care mi le face mie de obicei și atât. Am înțeles, dacă mai vorbim mult, eu nu-ți ți dă unei ea la bătaie, pe cuvântul meu, dacă nu. Păi nu, uite, dacă sunt de... aproape lângă el prima. Nu, n-am nicio problemă, dar vreau să te învăț ceva, dacă vrei. Invit-o și tu pe Eliana la un jacuzzi, o șampanie, ceva. Aolea, de câte ori am fost noi la jacuzzi și la șampanie, Ionuț. Și de ce vă înțelegeți așa greu? Păi de ochii lumii, ca să nu priceapă lumea că ne iubim. Da. Nu știți voi. Nu știți ce amant secret sunteți voi. George. Deci, este foarte George. Lăudăros. Eu vreau să spun George. Hai, George. Deci, ascultă-mă, Adrian. Spune. Acest bărbat este foarte... Acest individ. Foarte încrezut. Are impresia că este făt frumos. Dragă, dar eu am recunoscut asta. Asta pe genunchi în fața ta. Păi asta nu semnifică nimic. Nu semnifică nimic. E treaba lui. Așa și-a dorit el. Adriana, te rog frumos, la sfârșitul emisiunii să ne dai voie să dăm cărțile pe față. Da. Că zice lumea că am înnebunit în seara. Haideți să le spunem. George, te-a distrus. Credeți-mă, acum, pentru telespectatorii de acasă. Acum vorbim. Chiar e adevărat. Telespectatorii oricum știu că noi glumim aici. Normal. Facem asta de dragul dumneavoastră, ca să râdeți și dumneavoastră, ca să aveți de cine râde. Așa. Dar Ileana Lăceanu este un om extraordinar și este o colegă pe care o stimez și o apreciez din tot sufletul meu. Vorbesc foarte, aveți cuvântul meu de onoare. Nu. Are două fete frumoase. Lasă așa, George, lasă așa, păi nu mai încerca să repari. Vezi? Păi dar nu te mai crede nimeni dacă într-o sută de emisiuni spui întotdeauna că te iubesc. Și că ce dacă? Ce... E bine. Păi și nu mă iubești? E bine. Da! A zis de fete, ai cotit-o, da. Imediat vedeți? Gata. Eu am vrut să spun acum adevărul adevărului și ea zice, hei, lasă, nu mai spune. Bine, cum lasă. Să nu spun? Cine te mai crede? Ai, Măileanu, mă, că spunea și el un adevăr. Așa e în cuplu.
Eu nu... Deci, sincer, eu aveam de gând să-i fac curte la Ileana. Dacă n-am văzut cât de mult insistă Georgel, m-am retras pe cuvântul meu. Eu o iubesc pe Ileana ca și colegă, ca și cântăreață, ca și artistă, nu din alt punct de vedere. Și atunci de ce se trage pe jos pe aici pentru tine? E, uite așa, că mă dureau picioarele. Eu nu sport, George, da, eu zic să ne cânt. Să cântăm cu mare drag și pentru moroșeni și pentru oșeni, da? Bun, să te ascultăm, eu nu ți-i dau. Salutăm și pe Ilenuța ta de acasă, da? Sigur, o salutăm cu tot dragul și mă bucur că ne-am cunoscut și că suntem fericiți împreună. Și dacă îmi permiți, aș vrea să spun și la mulți ani pentru băiețelul meu, pentru feciorașul meu, Mihăiță, care mâine împlinește 7 anișori. La mulți ani! Mulțumesc, multă sănătate! Mulțumesc.
Mulțumim și iubire maximă să aveți. Doamne ajută și să venim la nuntă să vă cânte Georgel cu Ileana, cu Maria Ghinea, Ion Drăgan. Nu indiană. Bun. Cânte românești. Dragă, eu vara asta chiar am nuntă la Maramureș. Credeam că zici eu vara nu dorm. Dar chiar nu dorm, dacă ai la Maramureș, foarte bine. Se mai poartă tradițiile la nuntă? La nunți? Cum să nu se da? Poartă? Da. Ca de exemplu, Maria, ce tradiții? Ce ai vrea tu să știi? Ce ai vrea tu să știi cum? Momentul cum cel mai vesel, deci, cel mai vesel moment al nunții, care este? Jucatul cămășii. Nu, zorile, așa, zorile de dimineață, da. Asta. Același lucru e, da. Zorile de dimineață se cântă Mirelui și Miresei. Da, da. Da, da. Da. Ia zi. Plimbatul socrilor cu roaba, da, când e? Ei, a doua zi, după, nu? După. Dar sunt fericit dacă zorile sunt frumoase. Și jucatul cămășii când? După nunta, a doua Maria zi? Maria trebuie când? Să știe Maria, că ea a cântat când? La cămășii. Păi, zorile de dimineață... Se mai joacă? Reprezintă același lucru. În ziua de astăzi nu cred că se mai joacă. Dacă nu cred că se mai păstrează obiceiul ăsta în 2018-2019. Mă, să știi că la țară... Da, la țară... Dar se mai căsătoresc fetele de tinere? La țară? Depinde ce pune în față. Dacă pune, ce pune în față? Cariera, da. Ah. Atunci... Adriana, haideți să spun eu cum e în Țara Oașului și în Maramureș. Yes. Începe nunta la dimineața, sâmbătă, pe la ora 9. Da. Muzicanții sunt instalați în curte, la mire și la mireasă, formațiile. Și prima dată îmbrăcatul miresei, cel mai frumos. Începe. Păi gata-te, mireasă bine, ca muzânim după tine. Lai da 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 da. Lai da 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 da. E la da 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 da. Ai cu nunta și cu nana și cu mândri ce tieraș. Și cu mândri ce tieraș. Și la da 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 da. Păi asta înseamnă că pe Ionuși Dău trebuie să-l ia de la începutul petrecerii până la final. Avem și noi câteva obiceiuri care se mai păstrează în ziua de astăzi, care? În județul Vâlcea, mai ales în Olanu, acolo unde vine Maria Ghinea. Adică se face nunta, vin oamenii, mănâncă, bea, dau oamenii darul și dimineața se despart. Merg la primărie și se despart. Un obicei care se păstrează în zilele de astăzi. Da? Se iau la bătaie? Hai, bine! De ce spui tu lucruri? Care mai doar cu ora înainte, știi? Deana, pe care se treceau? La baia de fier, cred. Da, da. Și pe la Balș. Au zis, până mai vorbiți voi de tradițiile astea, dați-mi voie să le spun și eu telespectatorilor că diseară, mâine seară de la orele 19, îi aștept la Giurgiu, la prima seară a festivalului concurs de muzică populară pe marginea Dunării. Ne vom întâlni cu orchestra de muzică populară Lăutarii din Chișinău, ne vom întâlni totodată cu maestru Nicolae Botgros, dar și cu interpreți dragi ai cântecului popular. Și să le mai spun telespectatorilor că evenimentul este prezentat de Lavinia Târzianu și Georgel Nucă. Așadar, mâine seară și poi mâine seară ne întâlnim la Giurgiu, la teatru Ileana? Tudor Vianu. Ileana vine? Nu, Ileana va fi invitată în toamnă la festivalul... Da, toamnă! Fii atent că noi te credem! Și a doua zi la Potroace! Ileana va fi și ea invitată, am vorbit cu organizatorii, să fie la Marin Ghiocel. Am înregistrat 3 albume cu maestru Marin Ghiocel și chiar am foarte multe cântece orchestrate și chiar create de dânsul, foarte frumoase. Știu. Unul este la Ileana Sprâncenată. Da, un album frumos. Deci, faptul ai făcut cu Marin Ghiocel foarte multe cântece. Și dacă tot a venit vorba de nunți, pentru toți socrii mici și toate soacrele mici, următoarea piesă. Hai, Maria Ghinea! Joacă, soacra mică, uite ce-n cimerică. Și-a ales
după o zi dacă veneam. Găseam și poarta închisă, nu mai găseam masă întinsă. Așa exemplu dai tu la fata asta. O iubesc frumoasă. Ca și colegă, ce să mai am spus. Este da. O artistă de frunte așa. Și este un om minunat. Să rând mâna doamna, domnișoara Ileana. Doamnă sau domnișoară? Domnișoară, că este necăsătorită. A, nu e căsătorită? Nu. Am crezut că ești căsătorită? Cu tine. Cu mine, lasă, așa, în emisiune. Când ne-ați... Auzi, nu mă fă că le spun telespectatorilor acum. Că voi ne îmbârligați să facem chestia asta. Voi ne puneți. Hai, pupați-vă, hai, sărutați-vă. Hai, domne, hai. Nu, e așa, Ileana. Obligăm, da. Ia Ileana microfonul. Nu mai puțin, este puțin. Alo. Nu ți-ar place ție de Ileana? Pe bune. Mă place ca și artist, ca și numai la câte turnee are. Ba, America, ba, vedeți Spania. Că am primit... Am primit mesaje acum de la Cristina și mi-a zis să nu mai fac astfel de glume. Bun, eu vreau să vorbesc cu Bianca. Bianca. Ia zi, Bianca. În viitorul apropiat. Ți-ai dori un astfel de exemplar? Nu. Nu. Insistent, așa? Sau cum e Drăgan? Un băiat la locul lui, uite-te și tu, de cât zâmbește, cum se cade. Gentleman. Cum? Mi este greu să aleg acum. Ai, da? Lasă că are ea când să aleg. Sunt încă mică. Nu te grăbi, Bianca. În viitorul apropiat, lasă. Am zis. Îți termin studiile, te realizezi, faci ceea ce-ți place ție și după aia te gândești tu și la treaba asta. Deci nu asta. Ca el. Că așa, nu te pune de la umbră la soare treaba așa, asta. Așa, da.
Am înțeles, bun. Bianca, eu zic să te orientez spre Ardeal, Maramureș. La soltenii, că ei sunt buni de gură. Maramureș? Sunt buni de gură, dar nu-i găsești pe acasă. Spune-o. Aha, bun. Bianca va veni la București și aici va avea de unde să aleagă. Nu-i așa, Bianca? Cu siguranță. Se mută și mami cu tati sau nu? Te scapă mami așa din... Nu se știe. Ochi? Bianca, nu? Este un copil bine crescut, este așa. Un om minunat, să știți. Este o fată care muncește foarte mult, așa că nu se gândește ea la măritat, ci la treburile astea. Ea se gândește la carte, se gândește la cântec, se gândește să facă ceva în viață, pentru că are părinți minunați care o susțin și bravo ție și eu să știi că mă mândresc foarte mult cu tine. Mulțumesc frumos! Uite-mă că a zis ceva frumos, George. Ia du-te tu lângă viitoarea fosta ex, ce-i vrea tu soție, așa, ca să vorbesc, colegă, așa, ca să mai vorbesc eu cu Bianca. Sunt pretențioși și părinții cu învățatul, cu... Nu, chiar deloc, nu. Chiar deloc, fac acest lucru pentru că îmi place, învăț ca să ajung... Alo, vorbesc și eu, alo, ce se întâmplă? Cine se potrivește? Nu, am zis că dacă ar fi să s-o pui într-un film pe Ileana Lăceanu... Da? Nu cred. În ce ai vedea-o tu pe Ileana Lăceanu? În ce film? Socră. Ce rol? Socră. Amintiri din copilărie. Eu sunt mama, soacră... Mama soacră, da. Mama, nu mama soacră. Deci, cine? În amintiri... Wonder Woman. În singura casă. Vreau așa să vă spun eu. Că spun. Sunt, în afară de faptul că sunt puternică, da, se vede. Sunt o șoferiță foarte bună. Doamne, eu, știu. Sunt muncitoare, ieri am făcut compot de cireșe și dulceață de vișine. La Crasna, bineînțeles. Da, mulțumim. Iar un bărbat n-ar putea să reziste lângă mine, dacă nu este, dacă nu este măcar la fel de puternic ca mine. De Georgel cum e? Georgel... este sub nivelul apei. Ileana este o norocoasă. Da. A găsit în drumul ei, când mergea cu mașina pe drumul Gorjului, un sac. Ia spune, dragă, povestea sacului. E cunoscut. Uite, Ionuț nu știe. În 10 secunde termină. Ia, spune-ți cu sacul, te rog eu. Spun că deja se știe acest... Ia știi zile. Cu sacul? George, lasă. Zi. Nu mai, hai mai zi cu sacul. Zi tu, George. Nu spune. Păi nu știe. Era un domn în sac? Cu sacul, dar aceeași poveste am avut eu cu Fimio. Fimio avea câteva luni. Știi? Da, nu mi-ai spus până acum. Afli acum. Și... a venit un coleg, un impresar. Păi ori coleg, ori impresar. Era și coleg și impresar. Așa? Și l-a luat în brațe. A, așa a făcut pe el. Și după ce l-a luat în brațe, omul n-a văzut ce, cu ce a plecat acasă. Cu norocul. Și cu norocul a plecat, bravo, a plecat cu norocul. Eu n-am plecat cu norocul. L-am lăsat acolo în mijlocul drumului. Nu l-ai luat acasă? Mâna pe noroc. Da, dar... Și mi-a spus, măi Maria, mai vin pe la copilul tău, că mi-a mers tare bine în ziua aia. Deci lumea să știe că nu este un banc, pentru că îmi scrie pe Facebook să povestesc bancul cu sacul. Nu este un banc. Este o poveste adevărată care mi s-a întâmplat și care putea să se întâmple mult mai rău decât s-a întâmplat. Veneam de la emisiune de la Etno, spre Crasna mea, spre Târgu Jiu, și la intrarea în Gorj, în județul Gorj, cam pe la 3-4 dimineața, am văzut un sac în mijlocul drumului, eu la volan, singur în mașină. Am trecut și am văzut că avea câteva boabe lângă el. Opa! Ia să iau eu sacul să-i duc lui mămica la Crasna. Ileana strângătoarea și așa. Ileana care... Dau puțin mașina înapoi, opresc mașina, mă dau jos, harnică și strângătoare de felul meu, să iau sacul și să-l pun în portbagaj, bineînțeles. Dar când am pus mâna pe gura sacului, sacul era plin de ceva fermecător. Nu pot să-i spun.
Păi da, i-am zis hândel. Noroc. Hândel. Hândel, mă. Se poate spune? Gata, noroc. Așa. Și nu pot să vă spun, eu sunt o persoană foarte sensibilă la mirosuri. Eu nu suport nici măcar orice parfum, decât anumite parfumuri pe care le agrează organismul meu. Sunt foarte sensibilă, îmi vine să vomit din orice. Aole. Și vă dați seama, am luat șanțul ăla așa cu mâinile să mă curăț. N-aveam apă, n-aveam nimic, cum mirosea după mine îngrozitor. Aveam puțin ceai într-o sticlă, dar nu a ajuns. Și așa, da, îți imaginezi cum am ajuns la Târgu Jiu cu ochii roșii, că făceam uac, 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 uac. Plină de noroc ai ajuns, Ileana. Acum îmi dau seama de ce sunt eu norocoasă în zilele de astăzi. Am foarte mare noroc, vezi? Doamne ajută! Numai turnee, da? În America, în Spania. Acum, Ileana, nu? Eu te întreb foarte serios. Foarte serios. Dragoș, la 7 ani, a căzut... În noroc. În noroc. Așa. Unde grădină? Toaleta din grădină. Alții la câteva... Alții la câteva luni l-au și mâncat pe noroc. Bun, gata. Gata cu noroc. Mă întorc la Bianca, cea mai serioasă din seara asta. O seară plină de sfaturi, de noroc. Bianca, te invităm la cântat. Mare drag, haideți să facem o sârbă ca în Prahova. O sârbă ca în Prahova. Bianca, mine.
Craiova, dar mie nu mi-a plăcut că voi nu ați jucat. Am ascultat frumusețea glasului, am ascultat versurile. Pot să fiu coprezentatoarea ta pentru un moment? Da, cum să nu ies. Ce să fac cu coșcoviță ăștia care stau pe scaun aici, obosiți, necăjiți, cocoșați, aplecați? Uite, ochii roșii la ei în cap. Aplecați? Păi uite la tine ce față. Mamă, eu am ochii mei așa formați. Am cedat locul nostru lui Ionuț Idău. Auzi, nu vreau să supred, dar Georgel cred că zice mai durează mult emisiunea asta. No, nici gând. Nu, că eu stau aici până la... Păi ce ți-a făcut, mă, Ileana, mă, de te-a zăpăcit în seara asta? Să mor eu, plecam de multe. Cu cântecul ei m-a fermecat, cu glasul ei, cu costumul ei m-a fermecat și cu bunul ei simț. Înțelegeți odată, eu n-am dormit în noaptea trecută. Dar nu ne interesează pe noi. Ce am condus de la Târgu Jiu la București. Asta e a doua emisiune pe zi. Dar nu ne interesează pe noi. Contează. Urmează și a treia și mă și întorc la Târgu Jiu. Doamne ajută. Da. Ieri m-a invitat Ion la hotel să îmi dea patul lui. Chiar ești femeia fantastică. Ce, nu e adevărat? Invitat ca un coleg foarte bun. Și cum? Eu te întrebai dacă sunt două paturi și tu zici că e un pat mare. Păi și eu dorm la un cap și tu la altul. Dar eu am invitat-o pe Maria Ghinea la hotel. Deci acum vorbesc serios. Da, Maria Ghinea era lângă mine când am invitat. Te rog frumos, un pic de decență. Stimați-le spectatori, nu este nimic adevărat. Ion a invitat-o ca pe o bună colegă. A zis că pleacă din cameră, stimați-le spectatori. Păi cum nu e adevărat? Să rămână Ileana. Bună nebună colegă m-a invitat. Da. Mamă, dar eu te-am zis să plec din cameră să te odihnești. Și? Deci nu rămâi cu mine. Nu. Dacă e cazul. Deci rămâne, Această emisiune este un pamflet. Vă rog să o tratați ca atare. Ilemță, dacă tot ai zis că ești coprezentatoare mea în această seară. Întreabă-mă ce vrei. Cum l-ai prezentat tu pe George Rotaru? Domnul George Rotaru este un gentleman. Este un bărbat frumos. Este un bărbat prezentabil. Știe limba engleză. E un adevărat american, spaniol și mai ce sunteți? Adică domnul George. Domnul român. Mă impresioneze. Nu e cocoșat? Nu? Nu e cocoșat. Îi întrece pe ăștia tinerii ăștia. Auzi, dacă tu l-ai prezentat așa frumos, ia la casă. Invidiosule. Păi, ce faci aici? Gelos. Păi auzi, știe ea de ce mă ia acasă. De ce? Uite, numai tonul vocii dânsului arată că este un domn. Știi, ia de ce mă ia acasă. Tu ești domn. Atitudinea. Adică îți vrei mai așa. Iubire, dragoste. Nu? Fii atent. Zână! Vorba multă, știți voi. Am o piesă care se cheamă N-am visat, băieți. Vedeți? N-am visat. Ia să vedem. Hai. Este realitate. George Rotaru. Mâna și mă atinge, să cred că este adevărat. Să simt suflarea ta în părul, să mai cred iar că sunt bărbat. În micul han uitat de lume, încă mai cânte un leutar. Cântecul nostru fără nume, fără cuvinte și în zadar. N-am visat, știi că a fost adevărat. N-am visat, știi că a fost adevărat. Doamne, pline de iubire, răsfățate inimii calești. Tu de unde vii, străine, și spre ce călătorești? N-am visat, știi că a fost adevărat. N-am visat, știi că a fost adevărat. Eu plătesc, arcușul tău este cuțitul, un mare adevăr lumesc. Hai cântăm lăutare, că am pierdut ce mi-a fost drag. Câți bani mai am prin buzunare, ți-i dau pe toți și mă retrag. N-am visat, știi că a fost adevărat. N-am visat, știi că a fost adevărat.
15 călători. N-au visat, n-au visat, știi că a fost adevărat. N-au visat, n-au visat, știi că a fost adevărat. Știi că a fost adevărat. N-am visat, n-am visat, știi că a fost adevărat. N-am visat, n-am visat, știi că a fost adevărat. N-am visat, n-am visat, știi că a fost adevărat. N-am visat, n-am visat, știi că a fost adevărat.
trage dorul și oftează, și mândruța lăcrimează. Dragostea nu e o șoacă, rău cu bine nu se împacă. Și iubitul nu-i o glumă, bine cu rău nu se adună. Dragostea nu e o șoacă, rău cu bine nu se împacă. Și iubitul nu-i o glumă, bine cu rău nu se adună. Mândră după mine, dacă tu o duci mai bine. Ce plângi mândru și oftez, dar pe mine nu mă crezi. Dragostea nu e o șoacă, rău cu bine nu se împacă. Și iubitul nu-i o glumă, bine cu rău nu se adună. Dragostea nu e o șoacă, rău cu bine nu se împacă. Și iubitul nu-i o glumă, bine cu rău nu se adună. Prea bine că ai avut și zile bune, dar acum e supărată, cu inima neîmpăcată. Dragostea nu e o șoacă, rău cu bine nu se împacă. Și iubitul nu-i o glumă, bine cu rău nu se adună. Dragostea nu e o joacă, rău cu bine nu se împacă. Și iubitul nu-i o glumă, bine cu rău nu se adună. Ce are tot mai strânge, măi, omule, omule.
că am pregătit un cântec și este cu dedicație specială pentru Ileana Lăceanu. Este de fapt o replică la cântecul pe care l-ai cântat tu prima dată. Nu mă uit urât, mă uit frumos la tine, prințesă, mâncați-a sprâncenele tale, alea frumoase, de păpușă ce ești. Ia, ascultă, fii atentă, poți să stai lângă mine dacă vrei. Granița vrei? Dintre dragoste și ură cântec... este foarte subțire. Am văzut în această seară. Noi nu ne urâm, noi ne iubim. Da. Te iubesc de acum un an, frunza mea de leuștean. Mai departe, hai zi că nu mai știu, o știu de la Nicolae Datcu. Am auzit și la el. Da? Datcule, te salut. Cu frunza de leuștean. Da, ia zi păpușe. Da, stați-mă că nu se poate abține, să zic așa. Dreptul la replică. Te iubesc și te ador ca pe un pui de curcă chior. Vezi? Bravo. Zâna mea, păpușa mea, ascultă ce cânte ți-am pregătit. Fii atentă. Hai. Georgel Nucă. Mai nebun ca ea. Muiere
Georgel, dacă faci și tu așa, îți dau acum ce vrei tu. Intră de pe aici, măi, și ce bărbat îți mai lași, măi. Îți lași un maramureșan ce te urcă sus pe deal în caval. V-a spus eu că lucrurile se așează la final. Mai pe sus, mai pe jos. Deci cum finalul, mi-am dat eu da? Seama și am venit de acasă de ce Ileana n-a vrut inelul. Ca auziți? Nu cumva să vadă Ionuț Idău că primește inelul de la mine, să nu se mai lege lucrurile. Mai eu vorbă, succes, știi? Vă doresc. Unii sunt cu plimbatul și unii cu... Luatul. E bine. Adică unii cu păscutul și alții cu mulțul, am înțeles. Bun. Domnule. Glumim și noi. Ile, da, da, nu da. Să nu te super, te rog frumos, da? Aha. După ce ai făcut Ileana, e și... Uite, vezi colega că mea dragă, se așează lucrurile. S-au așezat. Da. Așa, s-au așezat. Netere, a luat-o pe sus. Dumnezeu. Ileana, e ușoare ca fulgul. E eu știu în brațe. Domne, de trei ori aruncați-o în sus și prindeți-o odată. Exact, asta vreau să spun. Ușurică ca palna, ea e ușurică ca palna. Da. Sunteți niște invidioși. M-a ridicat, ce mai vreți altceva? Da. Și ce crezi că noi nu te ridicăm? Ia, George, hai, George, hai. Ia, hai, George. Te rog, mâna pe tine, hai cu mine jos, lasă. Hai, George. Așa. Păi hai, te rog frumos, ia. Nu, că dă cu mine jos. Hai, mă, că nu dă. Cum să dea? Vrei să dea în sus, n-are cum. Dar cu tine în spate. Auzi? Auzi? Am fost la... Hai să spun ceva, am fost la... Ia. Acțiune, am fost, am fost, hai, la acțiune. Hai, uite, uite, hai, George, hai. Gelozia, gelozia. Hai să vadă ce de acasă câtă putere are George. Hai, nu uite, iau. Hai, pofta și lui. Eu vreau să demonstrez. Apropo de ridicat. Bine! Bravo, George, bravo! Ileana, cum să lași pe Maramureșan să... Ileana, eu aveam pretenții la tine, măi. Ia-o în brațe frumos, din dragoste, așa, cu jaca. Din foarte multe gesturi. La spate, așa, cu jaca. Nu mă mai înțeleg. Frumos în brațe, hai, ridic-o. Da. Mulțumim invitațiilor noștri din această seară, dragii mei. Mâine seară, un spectacol de senzație prezentat de colegii mei. George Lucă, dacă mai ajunge la spectacol și la vine târzia, nu. Mi s-a rupt prapurele. E așa? Ce s-a rupt? Prapurele. Doamne, bun. E rău. George Rotaru, dragul meu, încheie tu această seară incendiară. Să te iubesc! George Rotaru, seară frumoasă! La revedere! S-au scuturat, dar să știi că încă n-am uitat cum în părul tău îți spuneam flori și te dezmerdeam din noapte în somn. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Eu continui să te iubesc, cred că viața mea fără tine n-are rost. Te-am așteptat colo-n col sub tăiul cel rotat, ca să ies în cale, să-ți dau flori, dar m-ai înșelat de-atâtea ori. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Să te iubesc, cred că viața mea fără
tine n-are rost. S-au spulberat. Te văd uneori, frumoasă-mi ești. Ochii-ți sunt triști, dar tu zâmbești. Dar eu continui să te iubesc. Umblu ca nebun, nopțile pe drum de dor. Să te iubesc, cred că viața mea fără tine n-are rost. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Dar eu continui să te iubesc, cred că viața mea fără tine n-are rost.